Teiul, Tilia, simbol cultural și literar, copacul mult iubit de Eminescu și omagiat de mulți scriitori de-a lungul timpului, are o imensă valoare terapeutică. Arborele vindecă atât trupul cât și sufletul. Menționat în scrieri străvechi, teiul era considerat un arbore sacru. Există peste 30 de specii de tei, acestea regăsindu-se în Asia, Europa și Estul Americii de Nord. La noi în țară, 3 specii de tei sunt mai răspândite, toate având valoare terapeutică. De la tei se folosesc atât florile, cât și frunzele, bracteele și scoarța. Arborele înflorește în luna iunie și florile se culeg atunci când sunt aproape înflorite. Florile teiului sunt bogate în antioxidanți, zaharuri și vitamina C, mucilagii, uleiuri esențiale, taninuri, glucozide, flavonoide și mangan. Mucilagiile din florile de tei au un rol important în tratarea afecțiunilor digestive, precum indigestie, greață, diaree. Florile de tei au o acțiune sedativă, spasmolitică și diuretică, antitermică, expectorantă, antiinflamatoare și relaxantă. Infuzia din flori de tei ajută în afecțiunile hepatobiliare, în migrene, tratează stările de neliniște și chiar atacurile de panică. Infuzia din flori de tei se folosește fierbinte pentru a provoca transpirația. Este foarte eficientă în tratarea răcelilor și stărilor gripale. Se prepară din 2 lingurițe de flori și o cană cu apă fierbinte. Se lasă la infuzat 15 minute. Pentru conservarea principiilor active se recomandă o infuzie combinată. Astfel, 2 lingurițe de plantă se lasă la înmuiat de seara până dimineața în jumătate de cană cu apă. Se strecoară, iar plantele rămase se opăresc cu o jumătate de cană cu apă fierbinte. După 20 de minute se strecoară și se combină cu extractul obținut la rece. Infuzia combinată se folosește în tuse iritativă, tuse productivă, bronșită, insomnie, surmenaj, durere articulare, gastrită. Infuzia se mai folosește și în băi terapeutice cu rol calmant și relaxant. Scoarța copacului are efecte benefice, în special asupra ficatului și a vezicii biliare. Decoctul din scoarță de tei este un remediu eficient și îngută, o afecțiune care apare ca urmare a acumulării de acid uric în articulații. Nu se recomandă consumul preparatelor din tei femeilor care sunt însărcinate sau alăptează. De asemenea, nu sunt recomandate persoanelor care au afecțiuni cardiace. Plantele medicinale pot ameliora sau trata numeroase afecțiuni, fără a produce efecte secundare. Cu toate acestea, nu este recomandat consumul acestora fără a cere sfatul medicului, mai ales dacă suferiți de o boală cronică și urmați un tratament medicamentos.